visul meu e să apar la televizor. Pe cuvântul meu, să mă vadă toți după aia, e ok. Mă numesc Văleanu Caius Richard. Lumea spune Ricky, Ricky Văleanu. Am văzut odată, cred că aveam vreo 5-6 ani, un film cu Elvis Presley. Și cânta, bam, bam, bam. Și zic, wow, zic, asta mi-i psea mie. O simt în tot corpul. Când aud rock and roll, toate celulele mi se armonizează. Mi se deschid toate chakrele. Am așteptat momentul ăsta de mult și, yes, o să fac show. Am simțit că nu se putea ține sezonul 10 fără mine. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum te numești? Ricky Văleanu. Ricky, spune-mi câți ani ai, te rog. 43 de ani. Mulți înainte. Și de unde ești? Sunt născut în Timișoara, locuiesc în Bruxelles. Și ai venit la România au talent. Și am venit la România au talent. Interesantă, da. Călătorie. Spune-mi de ce? Viața și așa e un pic mai tristă și am vrut să arăt bucurie, energie, rock and roll. Ok. Mersi, mersi. Succes, Ricky, ladies and gentlemen. Hai cu Elvis. Locuie, ia uite. Ricky. Pot în piele. Well, s-am zis că e Elvis, mă, ce... Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go get go, well, won't you save my blue suede shoes? You can only crack with a hole for my blue suede shoes. You can bow me down, step my face, land in my name all over the place. For doing any frack that you wanna do, but I need it off my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can do any frack, but they hold for my blue suede shoes. Let's go again. And they meant it. They meant it. They meant it. I could burn my house, steal my car, I'd dream my leg from an awful job. For doing any frank that you wanna do, but I need it off my shoes. And don't you stay on my blue suede shoes. But you can do any frank that you hold for my blue suede shoes. Rock and roll! Ricky, scuză-mă puțin să bag din nou butoanele roșii în priză, că nu mai e niciun pericol acum. Așa, tăticule. Mersi, a fost un număr excepțional, să știi că mie chiar mi-a plăcut. Mulțumesc. Ești bine, dansezi, te exteriorizezi, te exprimi. Îmi place foarte mult. Foarte bine că ai venit, îți mulțumesc foarte mult. Sincer. Mulțumesc. Bine. Ce crezi, că Elvis ținea tot timpul microfonul aproape de gură? Da. Crede-mă. Mersi. E bine, mă. Da. E bine, când omul vine și e el, exact. Să știi că atunci emoția vine în partea asta și mie mi-a plăcut. O spun, Mihai, cu toată răspunderea, crede-mă. Și pe mine, în karate m-a spart la final. Mi-a plăcut, da. Bine, cam atât am avut de spus. Florin. Te rog, Mihai. Te rog. Ce trebuie să fac? Să spui răspunsul tău. Răspunsul meu pentru astăzi este nu. Mulțumesc. Ah. De la mine ai dat, Ricky. Mulțumesc, mulțumesc. Andra. Și de la mine tot un da. Ia auzi. Mulțumesc, mulțumesc. Cânta corect, mă, în primul rând că omul a fost acolo, pe ton. Mihai, te rog să nu mă copii, atâta tot. Te rog să nu te iei după mine. Fii tu. De data asta... Te rog, nu. Ok, te-ai ținut de cuvânt. Faza e că pentru mine numărul ăsta n-a fost de trecut mai departe. Sorry. Nu, îmi pare rău. Pare rău. Mersi, mersi. Da, pare rău. Oricum, pentru mine a fost super. Mersi, mulțumim, mersi. Frumos. Mulțumim că ai venit. Mersi, mersi. Nu pot să-i spun una, să-i dau așa, nu?
Ești aia de la apoplat astăzi. Așa, se apasă, așa se apasă, da? Așa, cu finețe. Păi i-a deci dat nu trebuie acum. Să dai... Le-a băgat în... Păi le-ai stricat.